Salutare, dragilor, eu sunt Dave și astăzi facem behind the scenes pentru piesa mea. E genul meu. Am luat aici bagajul cu ținutele mele. Acum trebuie să dau o comandă pentru Uber ca să mergem la Centauros Media, care e în afara Bucureștiului, final să fie. Nu-mi găsește nici Uber. Oare o să mai ajung vreodată la filmările sau din nou o să întârzi, ca de fiecare dată. Am găsit! Dar sigur tot voi întârzia. Focus on us. Am ajuns aici și suntem cu Ilie Tudor. Faceți cunoștință cu Tudor. Ilie Tudor. El m-a ajutat să ajung și eu la clădirile astea, că sunt foarte multe și eu nu reușesc, că sunt așa mai prăpădită eu, nu. Na. Oh my god. Oh my god. Hello, ea este Raluca. Exact, fata noastră frumoasă care se ascunde, dar nu te mai ascunde. Deci uitați ce au făcut fetele mele. Așa, înspre lumină, exact, exact. Uitați ce au făcut fetele mele, cum să nu le iubesc? Cum să nu le oferiți respect? Hai, dar nici nu te vezi, dar nu contează. E problemă, ochelarii trebuie să se bani. Respect, respectele mele. Ăla e. Aici o să avem un cadru, cred că aici o să dansez. Asta n-am văzut-o. Doi, n-am sărit, Doamne ferește, eu nu fac de-astea. Eu nu sar, eu țopăi. El este flow. El este flow. El e flow. El e flow. Pe stilul ei. Pe stilul meu. Așa. În felul meu. În felul meu. În felul meu. În genul meu. În filmul meu. Și acolo se întâmplă magie. Dicks. We are hungry, Dicks. Me too. Like Venom. Mie nu mi-au adus mâncare, dar ei și-au luat geleuri, și-au luat gogoși și mie nu mi-au luat absolut nimic. Exact. Mi se părea mult o mie. Hai! Așa se face mal cu voie bună. Gata, acum serioase. Aoleu! Hai, cum să cânti? Nu știu versurile, dar... Baby, that's it? Mulțumim foarte frumos! Tras! Trebuie să ne spui Instagram-ul tău ca să te știe lumea. Adana.makeupartist. Ceva de genul ar fi. Dă-te! Că trebuie să-l filmez pe cel mai tare regizor. Oh, mulțumesc. Păi stai, două, tu spune că ai greșit. Ai filmat treaba asta? Cred. Dar trebuia să iasă din spatele meu și nu. Partea a doua? Deci tu n-ai decis să apar pentru că vreau să-l filmez pe cel mai tare regizor, da? Ah, mulțumesc frumos. Nu, dă-te aici. Bună seara, bună seara, bună seara. În dreapta ei. Ăla. Așa. Și dai și cu acolo. Acolo. Mai, se electrizează. Nu, la cadru ăsta nu te joci. La cadru ăsta e strict. Dex. Dex, e doar cum nimeni nu ne-a mărut. Nu sunt cu cum se simte diva? Nu, diva. Mă tare capul, ajutor. Gata? Atenție. Hai, la play, vă rog. Play! De tare, frumos. Thank you.
play, 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 boss, play. Și am venit de acela ultimul cadru alături de echipă. Da, ele face parte din echipa noastră. Atâta profesionalism, n-am mai văzut de mult. Și acesta este ultimul outfit pentru ultimul nostru cadru. Avem aici Bună G7X și Lumix GH6 sau 5? 5, exact. Mulțumim frumos. Adică nu se compară cu camera mea. Mi-e foame. DX. Torque, 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 torque. Pa 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 p
Floricel. Instagramul e aici. Andreea Nicoară 777. 777. Și tot de aici din staff. Mulțumesc foarte frumos pentru lumini. Pentru ce? Andreea. Așa. Hai, make-up. Bună, bună, bună. Pentru make-up. Din nou Instagramul e aici. Adana.makeup artist. Mamă, ce față. Ba nu! Ba da! Ba da! Vrem să mulțumim și noi cel mai bun regizor, Claudiu Stan! Claudiu Stan! Noi îți mulțumim pentru tot și că ai avut încredere în noi. Ha, oricând la atâtea clipuri, doamne așa, nu știți câte clipuri am făcut cu domnul acesta. Mai avem unul pe țeavă, încă n-a ieșit, e un proiect mișto. Pasă se numește. Așa, nu le spune. Deci cea mai tare. N-are, nu, n-are nevoie de laude. El producător. El producător. El producător care a făcut le instrumental e 20%, 30, 40 din versuri. Mulțumim frumos. Cu mare drag. Tu ai făcut totul. Dacă nu era tu, nu era piesa. Le doamna stilist. În felul meu. Stili, în felul ei, m-a îmbrăcat pe mine. Dar hainele sunt ale mele. Pe bugetul meu. Ele se fie cea care fură toată mâncarea, dar mie nu vreau să fie mâncare. Dar ne-a ajutat la piese. El a dat play. El a avut un mare rol în societate. Le manager, da. Care mă ceartă și zice că nu am atitudine și că nu m-am descurcat. Păi, nu trebuie să descurcat. Auzi, dar băi, ce culo, noi ne-am mișcat repede. Ca tu să mănânci, ce faci? Asta e camera? Scuze, dar da. E jobul meu acum. În momentul ăsta de față îmi fac jobul. Dar nu este job, asta e o plăcere, nu? Este job! Vreau să ceva. Îmi iau și eu bani de o pâine din chestia asta, înțelegi? Avem noi pizza, dacă vrei. Au, e pizza. Raluca! Ba da, Raluca! Raluca, nu fugi de mine, Raluca! Uită-te mai bine, nu fugi de mine, uită-te mai bine! Vine, fac, doamne, ce fuge lumea de mine, chiar așa nu mă suportă! Dex, e o leneșă! Ține muncă asta! Dragilor, gata, mergem spre muncă, pentru că, deși noi am muncit până acum, munca nu se termină, mergem la mână majorat și îi mulțumim frumos lui domnul Andy pentru că ne duce la muncă! Mulțumim frumos! Așa, per total a mers bine, deși putea mult mai mult, dar mereu o să fie mult mai bine. Înainte a fost perfect, perfect, o să vedeți. E doar el. Cred că voi deja ați văzut videoclipul și vedeți acum behind the scenes normal. Așa, sper că vă place piesa, sper că o să dansați pe ea, sper că o să dați un like acolo, un share, ca să împărtășim acolo cu toată lumea noua noastră piesă făcută de domnul Andy. Mulțumim din nou, Andy, mulțumim, bă, cu mare drag. Ne-a ajutat atât de mult. E genul meu de piesă. Echipa a fost minunată, producătorii la fel de minunați, stafful la fel de minunat și păr și make-up, adică avem avut de toate și pizza aia foarte bună. Vă mulțumim din nou, mulțumim pentru da, pizza. Zici că eu am pus topicul pe pizza. Da, eu la pizza și, din nou, Andy, mulțumim foarte frumos că ne-a dus să tacăm ore și ne-a dus să... Deci a luat un păhărel, stas, că trebuie să vă arăt. Pentru că știți că am aparat dental și trebuie să beau mereu cu paiul. Mi-a luat un păhărel, un păhărel și am aici.
Deși pe salonă fac 21 de ani, dar îți mulțumesc foarte mult că încă mai ții la copilărismele mele și uitați paie. Data viitoare ți-au biberon direct. Sper că v-a plăcut acest clip, dragilor, noi vă pupăm. Sper că v-a plăcut foarte, foarte, foarte mult proiectul ăsta și știu că v-a plăcut. Așa, nu uita să te abonezi la canalul meu dacă vrei să fii un DX și să faci parte din familia noastră. Știu că vrei să faci parte din familia noastră. Adică cine nu vrea să facă parte din familia noastră? Chiar așa. DX-ul și Tone Records. Exact. Ne revedem data... M-am curgat. Noi ne vedem data viitoare. Ne revedem, fac. Noi ne revedem data viitoare la un videoclip. Ne v-am upat, vă respectăm, vă iubim foarte mult. Sper că vă place proiectul nostru. Doamne ajută, respectele mele. Meu, 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 stilul meu, 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 în filmul meu.